Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitații mei din această după-amiază sunt directorul, respectiv directorul adjunct al Muzeului Județean Buzău. Am discutat despre o mulțime de proiecte frumoase. Aș vrea să vorbim despre un eveniment care se întâmplă mâine la Muzeul Județean. Este vorba despre conferința de încheiere a proiectului celor 497 de opinci. E vorba de Globetrotterul Dumitru Dan, buzoianul nostru, despre care nu multă lume știa. Cel puțin o să vorbim un pic despre un lucru urât și rău care s-a petrecut la Buzău și vom ajunge și la proiectul acesta. În momentul în care eu m-am decis să mă întorc din presa națională către presa locală, am simțit eu că aici mi-e locul. Un telespectator Campus TV mi-a atras atenția cu privire la starea în care se afla la momentul respectiv, e vorba de acum aproximativ 5 ani, starea în care se afla mormântul în care era așezat trupul lui Dumitru Dan în Cimitirul Eroilor. Am fost, l-am găsit foarte greu, am văzut că într-adevăr iarba năpădise totul, monumentul abia dacă se mai vedea, nimeni nu mai știa mare lucru despre Dumitru Dan, nu mă refer aici la reprezentanții muzeului, mă refer la buzoienii noștri obișnuiți. Am adus din nou în atenția buzoienilor această poveste și tare mult m-am bucurat când am aflat despre acest proiect care a fost implementat aici la Buzău și care, iată, mâine își are conferința de închidere. Ce s-a realizat în urma acestui proiect la Buzău? Rezultatele sunt vizibile și ele s-au concretizat într-o expoziție, îndrăznesc să spun, binecunoscută și care poate fi vizitată la sediul Muzeului Județean Buzău și în activități conexe de revitalizare a unor meșteșuguri aflate în pericol de a dispare. E vorba de confecționatul opincilor, al cămășilor, despre cusut și multe altele. Trebuie să spun că a fost unul dintre puținele proiecte acceptate la finanțare, având ca obiectiv realizarea unor expoziții și revitalizarea unor meșteșuguri. Expoziția arată extraordinar, este modernă, interactivă, și merge pe această linie a redescoperirii portului tradițional, cântecelor tradiționale, astfel încât cei care o vizitează să poată asculta, să poată dansa, să poată răspunde unor întrebări și așa mai departe. Este un proiect, zic eu, încheiat cu succes și care pune într-un loc bine meritat o personalitate, primul globetrotter român care a reușit să facă în conjurul pământului. Sigur, sunt mulți oameni care contestă diverse lucruri. Eu zic că ne-am făcut treaba corect, deontologic, și s-a demonstrat științific că Dumitru Dan merită să fie în panoplia cetățenilor de onoare ai județului nostru. Nu trebuie să uităm și pe ceilalți care au parcurs o mare parte din drum și care și-au pierdut viața, din păcate, înainte de finalizarea călătoriei. Îndrăznesc să spun că este o expoziție foarte modernă și că ea merită văzută de fiecare dintre buzoieni. Va rămâne în forma actuală cel puțin 5 ani de zile. Tare mândru, cred că ar fi fost Dumitru Dan să vadă toate lucrurile acestea minunate realizate aici la noi la Buzău, dar dincolo de toate realizările pe care dumneavoastră le-ați pomenit, dați-mi voie să mai pomenesc și eu una. Faptul că până acum câteva luni, poate unul din 10 buzoieni întrebați de Dumitru Dan, abia dacă își mai aminteau ceva, acum urmarea implementării acestui proiect, urmarea discuțiilor multiple care au avut loc pe marginea proiectului, cred că jumătate din 10 buzoieni, dacă întrebăm, știu cine a fost Dumitru Dan și ce a reușit el să facă. Iar asta cred că e cel mai important lucru pe care îl puteți realiza urmarea acestui proiect. Și bine ar fi să se întâmple așa
cu toate personalitățile noastre, pentru că merită. Au făcut cinste cândva Buzăului, României, și ar trebui să le oferim și noi locul pe care îl merită. În scurt timp, într-o lună de zile, da, un mare eveniment va fi marcat aici la noi la Buzău, 100 de ani de Armata a doua. Din punctul meu de vedere, e o acțiune curajoasă care va implica, din câte am reușit eu să aflu așa și de pe la dumneavoastră și de prin alte surse, foarte multe forțe. Despre ce este vorba și la ce pot participa buzoienii în acea perioadă? Da, este un eveniment deosebit, 100 de ani de la înființarea Armatei a doua, actuala divizie 2 Getica, divizie 2 Infanterie Getica. Muzeul Județean Buzău, în colaborare cu Consiliul Județean, cu Divizia a doua Getica, dorește să realizeze o expoziție destinată acestui eveniment și vă asigur că această expoziție va place, pentru că sunt acolo arme de toate tipurile, mai vechi și mai noi, ambientul va fi pe măsură. Și trebuie să mai spun că la realizarea acestei expoziții participă într-un mod semnificativ cu exponate Muzeul Militar Național din București, Muzeul Militar din Constanța și Muzeul din Câmpul Lung. Este o diversitate de obiecte, de la armament, uniforme, medalistică, steaguri mai vechi sau mai noi. Și îi așteptăm pe toți buzoienii pe data de 17 august să viziteze această expoziție. Exact asta vreau să vă întreb, dacă s-au stabilit date, ore și așa mai departe. Iată că avem și detalii, da. 17 august va avea loc această expoziție, doar într-o singură zi vor putea buzoienii să vină să o viziteze? Expoziția va fi vernisată pe data de 17 august și ea va putea fi vizitată cel puțin până pe 25 octombrie, pentru că vrem să ne prindă ziua armatei cu expoziția încă în sediul muzeului. Noi avem informații că vă veți bucura, sau cel puțin așa ar trebui, de vizite înalte. Nu putem să spunem deocamdată despre ce este vorba până în moment, cel puțin eu un an o voi spune, până în momentul în care nu voi vedea persoanele respective intrând pe poarta muzeului, pentru că nu se știe ce mai intervine pe parcurs și n-aș vrea să picăm de neserioși, că am promis și nu s-a întâmplat. Această expoziție însă se va întâmpla, buzoienii vor putea veni cu mic, cu mare, să o viziteze. Va fi o taxă de intrare? Se va percepe o taxă? Se pune problema de așa ceva? Sau încă nu v-ați gândit la acest aspect? La vernisarea expoziției nu va fi nicio taxă. Vizitarea ulterioară a ei va fi supusă unei taxe de expoziție temporară. E vorba de 2 lei. 2 lei, deci, cred că este și accesibil, copiii de clasa 1 cred că este buzunar. Accesibil tuturor. Am înțeles. Da, eu mă bucur tare mult când aflu de sume din acestea mici, modice, pentru că este accesibil oricui până la urmă. Vin elevi de la o școală, vin copii poate instituționalizați într-un centru și așa mai departe. 2 lei chiar nu este o sumă mare. Și pentru că această expoziție va sta la Buzău până pe 25 octombrie, deci clar va prinde și începutul de an școlar, se vor putea organiza școlile să vină să viziteze? Sigur că da, vom populariza în așa fel încât elevii să vină număr cât mai mare. Sunt convins că va place și știu că cel puțin copiilor le place foarte mult să vadă diverse tipuri de armament. Îi invit pe cei care doresc să vadă expoziția chiar din prima zi să o facă, pentru că în curtea muzeului va fi expusă și tehnică militară. Vor avea loc defilări, parade, cred că va fi impresionant. Așa deci că, pe 17 august. Pe 17 august merită să trăiască ambientul în întregime.
Avem un mesaj frumos venit din partea unui telespectator. Din păcate nu s-a încărcat tot, dar am reușit să înțeleg ce dorește să transmită. Felicitări noii conduceri a muzeului. Ar trebui ca și alte instituții culturale să-i urmeze exemplul de implicare în viața comunității, potrivit menirii, și aici mă opresc pentru că nu este tot mesajul, însă am reușit să înțeleg de o bună bucată de vreme, buzoienii, vă spun, noua conducere a muzeului județean. Nu prea mai sunteți chiar noi așa, însă toate proiectele pe care le scoateți și le prezentați, le expuneți buzoienilor, sunt foarte frumoase și din ce în ce mai interesante. Vreau să spun că nu mai suntem chiar foarte noi. Îmi place să cred că ne păstrăm intact entuziasmul de la început și îmi fac întotdeauna o datorie de onoare din a spune că n-am fi reușit nimic, dar absolut nimic, fără aportul colegilor noștri. Asta a spus-o de fiecare dată, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, pentru că astfel de proiecte nu pot fi implementate la un astfel de nivel de doi oameni, fără doar și poate. Și pentru că vorbeam mai devreme despre proiecte frumoase și minunate care se vor întâmpla aici la noi la Buzău, preț de 5 minute vreau să vorbim despre Caravana Culturală, un alt proiect gândit de Muzeul Județean, și când spun Muzeul Județean mă refer aici chiar la toți angajații de acolo. Ce presupune această caravană culturală? Ce presupune ca și efort? Ce presupune ca și cheltuieli? Ce presupune ca și câștig al buzoienilor? În anul 2007, Muzeul Județean Buzău a realizat acea expoziție panotată pe panoul de polipropilenă cerată, Buzău, istorie și actualitate. Era o expoziție care a fost de la început menită să călătorească, să ajungă în locuri greu accesibile, de unde copiii, în special, ar fi putut, din multe motive, să ajungă mai greu. La oraș, la muzeu, la zonele de interes de pe teritoriul județului nostru. Acea expoziție s-a bucurat de un succes mare. A circulat în foarte multe școli din zone de munte, din zone de câmpie, din zone de deal. A fost văzută de mii de copii. Ne era solicitată deodată de două ori pe lună în diferite colțuri ale orașului, ale județului. Acum se află în Serbia. Acum Muzeul Județean Buzău ar dori să implementeze un alt proiect, în esență relativ similar, intitulat Caravana Culturală. Pentru că este un lucru de amploare, acest proiect a fost discutat și cu Consiliul Județean Buzău. Ce ne propunem? Ne propunem să realizăm o caravană compusă din 3 autobuze, camioane, autocamioane, vedem despre ce este vorba, și să circule prin satele din județul Buzău, în aceleași zone greu accesibile din multe puncte de vedere. Un bibliobas, ideea am văzut-o în Bulgaria, la colegii din Serbia, avea un autobuz, un camion era de fapt, utilat și echipat ca o bibliotecă, o bibliotecă mobilă. Și vei merge cu acea bibliotecă într-o școală, într-o zi de școală, și copiii vor putea să împrumute cărți. Și cum le vor restitui? Când va ajunge caravana înapoi? Găsim o formulă. Un museum bus cu o expoziție, permanentă, unde copiii vor putea merge și îl vizita ca un muzeu. Va avea un audioghid și un workshop bus, un astfel de vehicul pregătit, echipat pentru a desfășura activități de workshop cu copiii. Modelaj în lut, pictură de ceramică, prelucrare, pictură ceramică, imitație de pe cea preistorică, și totul însoțit de explicații. O astfel de caravană considerăm noi că ar contribui
într-un grad foarte mare la, eu știu, la deschide orizonturi în zone unde din motive financiare, din multe alte motive, este greu de ajuns într-un centru urban. Dacă îmi poți permite, glumeam și spunând că vrem să punem cultura și istoria pe roți, vrem să dăm o valență nomadă culturii și pur și simplu să o punem la treabă, adică să ajungă în zone unde copiii, tinerii, oamenii în general au mai puțin acces la așa ceva. De ce nu? Există foarte multe bibliobasuri, da. Dar expoziție mobilă, nu. Asta este original. Ateliere mobile, iarăși nu. Iar posibilitățile unei asemenea caravane culturale, credeți-mă că sunt nelimitate. Sunt ferm convinsă, însă cât ar dura sau ce ar implica ca un astfel de proiect să poată fi implementat la Buzău? Noi am gândit, din punct de vedere al mobilității, această caravană culturală la o mișcare pentru... Totuși, asta presupune personal, de la conducătorii auto până la personal de specialitate care va însoți muzeul, basul, bibliobasul și workshop-basul, la o mobilitate nu mai mare de 2 ori pe lună, într-o zi de școală, în urma unui calendar a solicitărilor venite din școlile cu preponderență în mediul rural, în zonele mai greu accesibile. Ar fi fantastic și eu știu cu implicarea Consiliului Județean de care v-ați bucurat întotdeauna și poate, Doamne ajută, găsim și vreun sponsor sau cine știe ce disponibilități mai găsim, poate va fi posibilă implementarea acestui proiect cât mai curând. Multe am mai fi avut noi de vorbit, vreau să vorbim și despre proiectul Alege un artefact, cardul cultural, fi acționar la muzeu, să rebranduim orașul, despre Muzeul Colț vreau să mai vorbim, dar astea sunt subiecte pe care le vom dezvolta într-o emisiune viitoare, pentru că, din păcate, timpul nu ne mai permite. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această după-amiază. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim mult. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. În continuare vă las în compania colegei mele Magda Ionescu. Noi ne revedem la 19:30 la jurnalul Campus TV. Până atunci, toate cele bune!